Bine, la Bălțești. Așa, domnul Mihai, bine v-am găsit. Bine ați venit. Aici împreună cu prietenul nostru, cu domnul Bogdan, de la Dealul Negru, treabă faină. Domnul Mihai, am mai fost acum ceva timp la dumneavoastră, dar dumneavoastră v-ați planificat să facem altceva. Da, adică să mai adăugăm ceva la, filmare. Ceva la film, da? Da, domnul Cristian. Așa, aici ați pus, ați etalat cai frumos la, Kingă și noi o să facem o prezentare acolo pe... Ăla-i terenul dumneavoastră așa mare? Aia este, am eu până acolo la pădure, 3 hectare jumate mai. Ai, ai, ai. Nu, îmi place de dumneavoastră. O, gospodar. Mi-a dat de cosinul, numai până unei garduri. Aha. Acolo, din rost, e păsune, că e îngrădit. Și din, colo acolo cât... las cai vara. Am înțeles. De aici din spate și până acolo, aici dincolo nu am eu, dar niște prete și mă lăsa să-i las aici. Cum e viața sus aici la dumneavoastră la Bălcești? Viața e grea aici, că nu se mai face, nu ne mai lasă nimic. Așa? Pădurea s-a terminat. Așa? Suntem bolnavi, bătrâni. Cum e aia? Sunt bătrân și nu mai pot. Da. Zi de zi mă doare în coț. Sau cum e aia? E mai că de dor pițoale, domnul Cristian. Ala-i problema. Dar știți, o știți aia cu, erau două tanti pe bancă. Una Mărie și una Lenuța. Nu le știm aia. Pe Lenuța o cam doreau picioarele. Și îmi zice... îi zice la asta că... așa e. Asta de-alea bune. O, mă, o, mă. Doreau picioarele. Dar cealaltă nu dure. Nu-i mai de picioare, dar... Să mai zis una, că nu te lăsa pățiță, că mă dor, dar l-ați purcat, dar dă-i plata. Am înțeles. Domnul Mihai, am văzut că aveți acolo și o săniuță. O să facem o chestie interesantă și acolo, cu săniuța aia. Da, pe poate că-i punem o pisă, vedem că nu o fă, păi am... Dacă n-am avut cu cine, nu-i pot prinde, că eu singur nu drea nici. Am ala de 3 ani, că nu, ăștia 2 de 4, ăștia... Ia cu facem mai 3, prințul 4, sunt în 25 zile 4. Așa. Zina are 7 luni. Măsa a avut în toamnă, mai în octombrie, 8 ani. Aia e mama lui Sultin, Deni. Faină căruță aveți acolo. Da, pică, om, om. Bun, domnul Mihai, începem să facem prezentarea cu iapa și cu mânza. Dar ea stau pic, astea nu le vând nici cum. Mânza, am dat la neam o nepoțică. Așa. De 7 luni și ea și am dat cu Cosmin cadou la fată. Și iapa o să mă lasă nevastele, să cred iapa aici. Aici. Am înțeles. Da. E frumoasă, după cât e de... E tată Miguelul Istelin asta. Aha. Hai să vie, băiat. Să schimbă, că nu știu ce fac. Ce pune pe repede. Adică? Cosmin nu se schimbă. Vrea să apare... Cai nu poți și mâine. Pe zâna le băgăm în gras, că are numai așa să ia să fie la plimbare. Hai, bine. Hai. Oh, 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 oh. Hei, hei. Dar nu, cât e curăț ca aia nu stă. Mânza așa zi, nu poți sta atât în gras. Să mai pun jos, corect. O crescut, o crescut bine la 7 luni. Da, da, foarte frumoasă. Ho, bă, ho! Le face și din spate. Da, o să ne băgăm să vedem și din spate. Frumos, foarte frumos, domnul Mihai. Am să știu, Sultine, 4 ani, 25 iulie. Așa? Prințul face în mai, ia cu tot că așa am dus o iapa la armăsar, că așa am vrut să am o păreche din frat. O să bătă că mă știu când vine. Ufa, hu, hei! Sultana! Sultana! Sultana!
Foarte n-am. Foarte n-am. Oh, mai oh. Oh, la oh. Gura de hampă, sultii legeam la doi bușchenari. Așa, ziceți că și aici, și ăsta terenul unde mai țineți cai? Aici unde țiu cai, îngrădit cu sârmă și cu electric. Scump un teren ca ăsta, domnul, ai scump? Aici ai, eu fără 30 euro metru eu nu-l dau aici. Ha? Fără 30 euro eu nu dau metru aici. Deci 1000 de metri, 30 de mii? Eu, aici mi-a venit cineva să dau, ce vreau să fac pe aceste parcele. Ce? Să vând, să pic, dacă îmi dau cât cerul, vând, dacă nu rămân. Ficiorii, și o facă celor rea, că te nu-l duc cu mine. Am înțeles. Da, fain loc, fain loc, oricum. Păi eu v-am zis, eu am aceea, este, am eu, din gardul ăsta până în talalaltă, acolo, 3 hectare și 500, aproape 3 hectare jumate. Cum acolo, aici, până aici, o 2 hectare îl cosesc. Cum iarna aici? Iarna, nu-s de iarniuri grele cum a fost. Aici era zăpadă, domnul Cristi, de 2 metri, nu? Și meream la pădure. Și lucram la ifet și... Și nu vă era rușine, știi? Da, păi, nu vinea nimeni să-ți deschidă drumul. Nu așa-i? Bă. Cum era atunci cu caii, pe timpuri? Atunci lucram cu ei tătă zi. Trate, sulti, Cât are sulti acum? 3 ani? 4 face 2, mai cât, 3 jumate, 3. Auzi? Suli, bă. Nu poți să-i dai jos garda aia de la gât? Zulgalaule alea? De ce? Sună foarte tare. Lasă sulti că salut. O, sulti, ho! Suri, ho, ho, ho! Da. Nu lasă mai, hei, ha! Prinsa 3 ore. Sultana! Dă, mă! Ai! Ha, ha! Hai, fai, hai, fai! Ho, lasă-te, ho! Oh! Oh! La lai lang de toală. Cele energiile sunt tate. Atre mai sus. Bagă-le de aici. Ei, sulti! Sultana! Oh! 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 La ce să te mânceți, mai? Ia! 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 Sultana! Perfect! Acolo e bun! Mai duce că te dau un hai, așa, hai! Sultana! Hop, e bun așa! Du-te pe Nicolo de Sani! S-au găsit cu astea, o tură ea de aceea, așa cum e vina, nu știu, da. Sultana! S-a murit loc chestul lui. Da. Pusă! Sultina! Dă-te-l jos! E bun așa tinere. Lasă ca să-i pune și pe ăștia alalți. El jos. Suri. Suri apă.
Curi în apă. Lasă, chis apă acolo. E la. Prințu? Așa. Patru ai? Hop. Întoarce-te. Prințule. Așa. Op. Domnul Mihai, ce v-ați hotărât? Să prindem un pic și pe el la lemn. Prindem și pe aici un pic pe... O, prințule. Pe jos, să doi bustena, să vedem ce... Să vedem... Planuri au. Da. Oricum, caii se vede că sunt de iarnă, de grajd. N-au fost puși ăștia... De cât timp n-au fost puși? N-au păsune? Pe... Nu, la lemn. La lemn. Dar pe i-am prins, cât i-am prins? De trei ori de când ești. I-am mai prins odată la căruță. Am înțeles. De să-i vedem capul. Așa. Le stai în el. Așa. Hai, cum va pune hamul pe el? Hai la pus. Hai. Opriți. Hai. Liniștească la copii. Că, no. Cum îi înveți, așa ai. Dacă îi înveți cu frumosul. Hai la pus. Hai. 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 O, prințule, o, tată, o. Păi la altul să fac. Pune-l la, nu pot. Acolo-i la tine. No, nu-ți blestemață, scuvizmă, să nu... No, du-te o pică, după aia pune de la... Bravo! Prima ți-l mișc un pic, așa-i? Plimbă-l un pic, da. Plimbă-l un pic, cum o zici, domnul Mihai. Păi, uite-te, un om la care nu trebuie să-i zici ce să facă. Că știe. Profesor. Hai, bă, hai. Păi nu, nu-l pui direct la lemn ca să... Prițule! Îi obosești musculatura, să-i rupi. Hei, prițule, hei! Bogdan, hai mai încoace să... Hei, hai. Așa, să nu apare, acum. Prițule! Ăla-i mândru ca nu. Stai-te acolo, că e cald. Stai tu. Ai grijă. Ai grijă că i-am mai văzut din ăștia care te descalță. Toate-te așa, hai încoace. Așa s-ar adida și cu tot cu sosete din picioare. Fii atent. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Bă, trage-l încolo. Cosmin, eu am încredere în tine. Lasă că joacă. Dar fii atent ce mândru mereu. Cum zici? Nu, cum să fie? Meu ture așa, acolo și pe de sus de sani și acolo. O zis, o zis. Hai la lui. Hei, prințule, hei! Da, hop, hop. Frumos. Hai. Uite, și vii până ea și l-o oprim, nu domnul? Da, da. Cum ziceți dumneavoastră, domnul Mihai? Mai vin și până ea, ce-l oprim? Chiar acolo în față, la sanie, dacă poți să-l pui, ca să-l vedem cum îl pui pe alălalt. Pe alălalt, aici, nu? Acolo în față, la sanie. Și atunci noi vedem cum pornește din față, frumos. Dă de acolo și vin ca la sanie. Ia pe-ați. Ăla-i, perfect, acolo. Dă de acolo. Acolo, așa, un pic. Perfect. Gata. Ăla-i. Bogdan, ține-l tu la mână un pic, îl miști un pic. După ce îl desfaci, îl miști tu un pic, bine? El pe acolo, bine? Pe când îl pune pe ăsta la altă.
Să nu fac ilegal, să nu. Aia sau, nu se descurcă, se alege singur, înseamnă că, știi? Dar îi domn Mihai cu el. Hai, prit. Același ham îl puneți? De pe ăsta? Hamul care spăreți, era doi clasă. Am înțeles. Du-l așa, fain. Ăla-i. Așa le calci de sus. Domnul Mihai, mândru cal aveți. E frumos. Domnule, hamul fi pe el, Bogdan. Știi ce te rog, Bogdan? Bogdan! După ce ai tomni hamul, du-te un pic peste lemnele astea, te rog. Cum să vei peste lemnele? Peste alea. No, hai, așa, păi. Hai. Hai, tata, hai. Hai, prințele, hai. Du-l direct pe mijloc. Pe mijlocul lemnilor să treacă. Hai peste lemnii, măi. Prințule. Ăla, încă o dată, întoarce, întoarce tot pe acolo. Hai, tata, hai. Hop. Hei, bravo! No, și asta e probă. Și asta e probă, domn Mihai, nu? Păi dacă nu știe să meargă peste lemne? Ca să ai și peste aia, să nu pur. Nu-l punem noi să sară chiar peste obstacol, da? Hai, că după aia îl învăț și sare peste gard, n-am probleme. Și da, unde? Am eu făcut domnul Cristi cu rughi, așa zicem noi. A, e bun așa. Și pe vârf îi pus firul. Am văzut. Dar domnul Mihai, da. Și dacă sare peste gard, unde se poate duce? Unde se poate duce? La femei. Îmi dă mie de lucru că trebuie să umplu după el și eu nu să umplu după femei, că umplu după cap. Am înțeles. Aia e problemă. Și apoi doamna ce zice? Nu mai mânca zamă caldă. De ce nu mai mânca zamă caldă? Că nu vă înțeleg. Dă-l altul, și ia dacă și eu mă duc altul. Îl duc și-l leg. Nu, aduceți-l aici. Cum ziceți? Că eu zic că să-ți ui, îl duc și-l leg acolo. Nu, dar zic că cum a zis dacă eu merez la altele? Cum? Da, păi, după aia merez și doamna la alții. Că, ce, păi eu dor picioarele? Mă dor pe mine, pe aia. Hai, dă-ți aici cu ala. Hai să viu eu. De două ori să-i auzi, tinere, du-te încolo, uite-te după lemne. Da, nu, dar dacă se duce frumos, doar nu trebuie să alerge. Ce? Da, du-te, așa. Domn Mihai, puteți să vorbim? Așa? Tri ai va face și asta? Da. Martie-aprilie, până la sfârșitul mai. Am acolo data, ora nașterii, tot. Și ora? Și ora, că ea pe acolo lângă casă eu fătat, amândoi. Hai, bă, hai! Da, hai, Cosmin, să pune hamul pe ăsta. Stai acolo, e din rog, e rog. Oh, tu călbosul, ce? Ăștia au fost vreodată potcovit. Nu, nu mai am curățat. Mi-au curățit Mircea de două ori. Domn Mircea de la... La Ghireș. Așa. Și după aia mai curățit eu, când a fost... Mai l-am ajutat Bogdan. Băieții mei, dacă-ți plecați pe dincolo, așa e. E francezis? Ce să-i? Spaniol. Spaniol? Și-am fost 14 ani plecat. Spaniol? Spaniol. V-a plăcut acolo? Hai, prost, am fost cam... Hai, da, cu doamna ați mărs acolo? Da, am făcut familie, tot, hai. Și de ce ziceți că ați fost așa? Am venit la pădure, Acolo lucrați la pădure? Nu, acolo am lucrat 5 ani, am lucrat la o herghelie de cai. Pe urmă am lucrat, până au venit, m-a lăsat de herghelie, că n-aveam zidrup. Adică lucram de la 8 la 7 seara. N-aveați pauză? Dar n-am avut nici pas, nici Crăciun. Normal, trebuie să-mi dea liber, să-mi plătească concedia. Și nu vă place acasă? Și nu vă place aici sus pe deal? La Bălcești, nu vă place? Îmi place, dar nu-mi place. De ce nu vă place? Explicați-mi. Nu-mi place, că nu-i bine aici. E vorba de lovele? De bani și de tăte. De tăte ce? De tăte. Nu ne mai avem dreptul, nu m-am datorit. Înainte de da pădure de mereu, schimbam materiale pe cereale. Am înțeles. Mă spune la satul mare, până în Supur am făcut cai de aici. Ați fost până în Supur? Și la Moțu a fost, și la Frata, și la Păiana Froții, și la... Meream vinerea, joia, și părțea săptămână mari, miercuri am înapoi. Făceam 5-6 zile. Și apoi doamna, nu se plictisea singura acasă? Da, era destul aici, că satul ăsta a fost
100 de cai și 3 ciuri, spune. Eu nu i-am vândut cai până în 2004, că n-am știut că îmi place, nu-mi place. E, da, zică doamna, ce zicea că erați plecat așa mult? Da, păi ce să zic, cota de coptii, că aveam coptii, eram mici. Ce-ar zice? Am înțeles. Hai, Bogdan, pe acolo. Hai. Opa, 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 opa. Opa, opa. Ăsta nu de să nu margă. Că pe merg. Ați legat bine lanturile, nu? Nu-l atinge la picior, nu? Nu, că sunt legate după căruță, eu să le, nu le fac, că nu, cu astea nu lucru la pădure. Adică cu ele lucram la pădure, dar nu... Le făceam un nut, știți? Când le puneam la căruță, dacă nu aveam semn pe... Ala-i bolul, ala nu stă cu el. Ala să-l las cu el atâta mere până mori. Am înțeles. Mă, Andrica, ai mă. Bine, Cosmin. Hai din col, Dio. Ați jucat cu băieții la pădure vreodată, ați jucat, nu? Da, cu, până nu m-am dus în Spania cu... Mariu n-a venit, Cosmin a venit în 18 octombrie în 2003 în Spania. Și el de atunci stăt în Spania, până... Și am uit 2024. Ce să faci? Din cauza sistemului v-ați dus și s-au dus copiii? Da, pentru că din sistem, că atunci s-a început a strige șurubul. E, da, ați văzut cum stă treaba, nu? Ăștia... Noi nu ne lăsa cu cai, nu ne lasă cu cai și alții duc cu tirurile. Știți, care e faza? Ăia nu au contribuit cu nimica la forța de muncă pe care o au. Nici n-o planta și aceștia care duc. Agențe. O plata e, că noi meream la plantație. E, la curățit și la... E, vă referiți la faptul cu pădurea, da? Pădurea, e numai taie ce-i bun și lasă ce-i rău. Cosmin, du-te cu ea acolo lângă gard. O cum e la... O lasă ea, ca pe pune și o duce la tăt. Du-te acolo, din curte, din curte. Du-te așa, așa lângă, lângă gard. Du-te în jos și după aia vin sus. Așa, așa. Du-te, du-te pe lângă gard, Cosmin. Oh, bine. Am doi căței de la Sebi, de la satul mare. De la Sebi? Aia, ce i-a zis dumneavoastră că s-o obișnuit cu noi. Aia? Treci tu, Cosmin, dincolo, așa, și tu, Bogdan, de asta parte. Așa. Domnul Mihai. Hai, mă, hai. Aici, cu băieții... Frate, încercăm să facem ce... Așa, încercăm să facem ceva interesant. Aveți aici o săniuță șmecherea dumneavoastră? A mea, mai veche și asta e... O mânca care e când o sta pe perechi. Așa. Și încercăm să punem cai un pic la... la sanie, da? Da, să vedem ce fac. Da. Îi pune la asta. Încerc. Suri, ho, suri. Ho! 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 Pune opritoare prima dată. Ho! 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 M-am dat le două opritoare. Dar băi, l-ai crentat asta, nu? Asta una. Ce se zice asta e hamă? Nu mă, două la fel cu mine. Da, da. Nu trece. Nu trece, cum? Oh, man.
Am un să vezi, să-l lungesc la... la... Suri-mă! Suri-mă! Da, cât-l poți, la cât-l poți? E la concurs cum era, Bogdan? Dacă prindeai un pic de apă, mi-era mai bine ca ei. Cum să nu? Demaraj. Suri, măi, suri! Fii atent, ăsta-i cu coamă neagră sau altul-i cu coamă sură? Gata? Ce prins cu nea! Fii atent că aici, Bogdan, aici domn Mihai ar putea face expoziția la el pe grădina lui. Așa că ar putea. Bună treabă, mă. Șmecher că are. Domn Mihai, nu stați rău. Ceasca, Lucia. Prințuna. Ceasca. Lasă stai, că se bosește. E greu drumul. Ha? E greu drumul. E greu lemnul. E cai. Hai, da. Hopi, hopi, hopi. Lasă, lasă. Hopi, da. Treabă, domnul Mihai. Atât, așa rămâne. Felicitări. Mulțumesc. No, vreau să zic că ne-am relaxat un pic. Da, băi, e acolo. Păi, mai dați încolo să-i aranjați de-aia, nu? Am înțeles. Hai, da, bă! Da, da, e. Oh!
La asta, la Iacu, am avut un cred de la... de la Rigi. Și? Și n-am vrut să-i despart până. Că e păcat. Că... Oricum, și dacă dați împreună, poți să-i despartă. Facă ce-a vrea, dar eu... Îi lăsați să-ți lobos? Da. Unde? Aici? Aici. Bun, perfect. Așa poți să... Da, da. Așa poți să ții, mă, cai, mă, băiete. Să ai teren, să le dai drumul. Opriți, om. Nu, nu, nu-i da, nu-i da. Nu-i da, Bogdan, mă vine la ăsta. A dat și pe ălălaltul. Las și pala, stai să iau hamul de pala. A, să le dați drumul la toți trei deodată, nu? Da. La astea doi le vezi după aia la... A, după aia îi dați drumul la ălălalt. Cosmin! Cosmin, hai mai încoace, te rog. Hai aici, din față. Hai, mă, eu zic că merg destul de bine. Da, da, foarte frumos. Aici pe teren. Aici pe terenul ăsta, pe ăsta și altul, ce expoziția se face? Ai, 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 ai. Aici a făcut ringul, dincolo băgate mașinile cu cai. Frumos, tarabele ar veni pe lângă gardul ăsta și... Dacă ploaie, da, se face... Nu contează aia, trag caii pe ploaie, tata. Bine zic, Bogdan. Bine zic. Nu o să strică nimica. Vedem drumul, hai, Bogdan. Ați putea să faceți voi, că sunteți bărbați adevărați. Lasă-l pe ala. Hai, gine. Prind tu, na. Ho, ho, na. Ho, du-te înainte, na. Du ce vânt tu acolo. Ho, nu mai am venit pe ala la gard în culo. Te mare, el nu știi ce. Lasă-mă-ți pe ala. Nu știi ce. Ho, na. Ho, na, mai na. Hai, mă. Pica aia ia cu cuprițul, insulti cu cuprițul până fac o pic de cine. Prind una. Cai tineri, ca homii. Hai băi, hai, hai! Hai la băuș, ne vedea, de, de! Da, prițunea, sultinea! Hai băi, hai! Hai la băuș, ne vedea, de, de!
hai sus, am dat. Lasă-i așa! Hai, vreau să aduc acolo, umplu terenul ăsta că mere. Hei, sultanea aia cu ne. Una. Lasă-i! Da! Wow! O fac așa două, de două, trei ori și gata, nu mai faci nimic, domnule. Wow! E? Până vede care mai al dracu, și vor o să plec. Trebuie. Ce, vi de dat tractorul? Asta de când o fost ei mii, aici nu s-o lua de pe. Aha. De-aia se, de-aia știu. Niciodată? Aia asta o fost pe mama la prințul și la... Dar unul mi l-a furat cineva, o l-a pierdut, nu pot zice, asta nu-i păreate, că este un guriș. Aia unul din clopote? Aia păstă 100 de aia. Unul din clopote? Aia, nu știu, l-a pierdut calul, nu pot zice, o l-a furat. L-a pierdut, dacă îl fura, vă fura salba cu totul. Nu știu, dar... Nu pot crede că eu pui, fac cuie groase, că eu le-am pus în curent. Am înțeles. Și astea de la, să se ia bătrânica, astea de la gârta, de regulile astea. De unde? De la gârta, de la Alba. De la gârta de jos? Cu gârta, până m-am cegat, m-a gârtea în umbla. Păi mie mi-e drag că sună bine astea. Alea de, alea tip de oi? Astea de oi, dar păi astea e cai. Dar ce tai că mi-au avut la cai? Nu, eu am multe de la alea care le aduce în corbina, am alea de 150 de ani. Tatăl dumneavoastră ai s-a născut aici în zona? La Doda Pili. Doda Pili a fost tata lui tata, bunicul, mi-a fost bunic mie Doda Pili. Așa. Au avut 14 copii.
Tata a fost cel mai mare din 1927 aprilie. A, și unde s-a născut tatăl dumneavoastră? La Alba. La Alba? La Alba. Am înțeles. Și v-ați căsătorit? O venit cu pădurar la Doda Pini. Și v-ați căsătorit aici, așa? Eu aici m-am născut, la Bălcești. Așa. Mă taie că mi-au cumpărat aici. Am înțeles. Domnul Mihai, frumoasă prezentare. Ziceați de tractor ceva? Da, păi dacă mi-ar pica, l-aș vinde, că eu nu știu. Tractorul e echipat pentru pădure, controlul mecanic. Da. Cauciucuri noi, le-am pus 3-4 pe el. Foarte frumos. N-are gram de uloi, nu cură, nu baterie, n-o am pus. Se vede că e curat. Eu îmi place să cot un pic el, că... Nu, că e treaba bună când e treaba bună. Că dacă e bun, e bun. Hei, băi! Fricurea! Ultima! Dacă duce apa și dă-mi drumul și ei, că-i cald acum. Hai, ha! Ala nu pus, ala e la olară, nu ai mâna ta, de... Mâna e sucită, mâna e în cot. Și-o prins-o la ușă sau ce-o puțin cu ea? Auzi ce-a zis, domnul Cristian, ai prins la ușă, băi, la balamale? Așa se de nu așa. Așa. Camuierile. Bogdan, las că vine de, las că vine de. Hai, Bogdan, să dăm și noi. Astăzi... Moștenirea era de la tata meu. Așa. Este redonel la fiul meu, la Cosmin. Este el merg din tată în fiu. Am înțeles. Cosmin e mai pasionat de caic decât celălalt. Mariu la mare și dragi, dar nu-i plac. Am înțeles. Ești dragi, dar de la distanță. Da. V-ar fi plăcut să îl aveți băiat și pe Bogdan. Da, că el e cam eu, că se te trece. Când vine la noi, merg noi la ei. E, dar zic că... Nu, no, și... la clasă, ati să ai trei. E, dar și el e ambițios așa cu caii, nu? Si, el e pot la mână, că este fras pentru treaba. Așa. Domnul Mihai, o prezentare foarte frumoasă cu armăsarii dumneavoastră, de cu caii dumneavoastră, cu armăsarii. Ați făcut dumneavoastră și o mică demonstrație de cum se lucra. Și la Sanie, prins și 3 ore. Zic, o prezentare frumoasă. Cam așa se lucra odinioară cu caii, așa-i? Da. La lemn. Și vreau să zic că ne-am delectat foarte fain la dumneavoastră. Ne-am simțit bine la dumneavoastră. Sunteți un om... Vă mulțumesc de vizite și cu drag. Cât mai puteți, vă aștept cu cea mai mare plăcere. Am să mergem să bem o suc, ceva, ce e bun. Așa. Să mâncăm orice și care are chire poate bea și-o parte în teritor. Așa, să face aici la dumneavoastră sus? Nu se face, că numai de cucuruz, de molici și de braț. Așa. Este o pătăiței. Am înțeles. O cumpărăm, că nu avem ceva. Dar unde se face cea mai bună după dumneavoastră? Eu numai de la cunoscut, de la prieteni. Eu nu eu de la... Că știu că dacă beau un par de țuică, să-l beau... Am înțeles. Dacă ar fi să-l bezi din comerț, care l-ați bea? Eu făcut... nu beau, din comerț nu beau nimic. Nici coniac, nici... De ce? Nu de ce? Beau. Nu-i bun? Eu de când am venit, nu-i bun. Am înțeles. E tare mai beau, cât e... Nu beau mult, numai până mă sat. Dar de ăla de calitate făcut... De ăla de casă. Că e de mere, că e de prune, nu contează, numai să fie bun. Așa. Și de pere, nu mă supăr. Ăla de pere se găsește mai rar, așa-i? Am un prieten, mai aduce coniac, dar pe eu nu mai beau. Coniac și whisky, eu de când am venit din Spania, eu n-am mai pus în gură. În Spania numai whisky și coniac, am 14 ani. Am înțeles. Așa. Domnul Mihai, vă mulțumesc tare frumos. Îi mulțumim și băiatului dumneavoastră și băieților Cosmin, dumneavoastră și lui Bogdan. Să aveți viață bună. Dacă doriți să mai lăsați un mesaj pentru cineva, știu eu. Care sunt interesați de cai, să vie că sunt de vânzare, mă, de cai și? Și tractorul. Așa. Și tractorul de vânzare. Dacă cine e interesat și vrea să lucre la pătură. Trolul mecanic, pe eu cauciuc cu noi. Totul fain, știi? Am făcut, nu cure ulei, nu... Eu o grijesc de el că... Mi-s drag, și cai și tractorul numai. Vă mulțumim tare frumos, domnul Mihai. Să aveți viață bună. Cu drag am urcat la dumneavoastră de 2 ori. Mă bucur, doamne. Când am urcat prima dată, ați fugit la pădure. Atunci am fost la... Când ai venit prima dată, am fost la o mormântare. Dar la mi-a fost coleg. Când să veniți, am fost...
nu n-am sunat că veniți, eu am plecat. Că am da, venit. N-are nimic, eu am venit încoace oricum. Da, bine să duc. Cu atâta e sfința aici la el aici. Da, minunat. Aici e aerul curat. Ne mai ajutăm eu așa, mai... Eu l-ajut pe unul, altul mă ajută pe mine, se face cum putem. Multă sănătate. Mulțumesc.